O lume lipsită de adevăr și de un duh al adevărului este condamnată la închidere, la cerc vicios pe toate planurile, pe un planul cunoașterii în special și, de asemenea, în planul experienței umane. Aveam 15 ani când am cunoscut pe Sorina Pan. Era în 1998. Pe atunci, profesorul Apan înființa la Liceul Andrei Șaguna din Brașov Minisatul Sfântul Andrei, un centru de creație și spiritualitate românească. Acolo am învățat ce înseamnă sărbătoarea la români, ritualurile străvechi, am învățat să pictez icoane, să încondez ouă, să crestez în lemn. La clasă, Sorina Pan îmi era profesor de fizică și de religie. Absolvise ambele facultăți. Un paradox. Ne-a povestit că a fost cucerit ireversibil de învățătura Sfinților Părinți ai Bisericii pe când era student în anul 2 la Facultatea de Fizică. Mai presus de orice, dorea să fie un eliberat în viață. La 20 de ani, Apan ar fi vrut să se dezică de lumea asta. Nu se vedea făcând parte din ea. Se voia călugăr. Părintele Cleopa l-a convins că nu poate fi aproape de Dumnezeu fără îmbrățișarea lumii. După absolvirea facultății, a ales să fie profesor la o școală într-un sat, în Maramureș. Acolo a învățat să restaureze troițe, să picteze icoane, să cânte colinde românești tradiționale. Și încă de pe atunci a început marea lui lucrare. Aceea de a-și învăța elevii să-L mărturisească pe Dumnezeu în colinde tradiționale românești. Și a făcut asta cu aproape 30 de generații, de la liceele Bogdan Vode din Maramureș, de la liceul din Prejmer, Brașov, liceele Nicolae Titulescu, Andrei Șaguna sau seminarul teologic din Brașov. Sorina Pan a ținut cu tot din adinsul să totalizeze realul. Voia musai să prindă totul și să explice inexplicabilul. Era dominat de vasta, înfricoșătoarea curiozitate de a căuta și a găsi pretutindeni semne. Alături de el trăia într-o continuă, inexprimabilă fericire. El reușea să resacralizeze timpul, spațiu, să dea sens lumii. Simțeai că Dumnezeu îi e în permanență alături și că, alături de el, te ia și pe tine în brațe. La sărbători, Sorina Pan aștepta cu sufletul la gură deschiderea cerurilor și te făcea părtaș la bucuria lui. Dacă l-ascultai, puteai învăța să privești. Abia atunci înțelegeai. Tot ce în cer stă scris pe costumul popular românesc. Arborele cosmic, coloana cerului, pomul vieții, paznicii raiului. Alături de el simțeai că nu e în zadar, că nu se învârte totul în cerc, că oul cosmic poate fi spart, că Hristos a înviat. Sorina Pan a descifrat în costumul popular, în cosmologia tradițională, tainele lumii văzute și nevăzute. După ele și-a ghidat viața. A vrut să plece îmbrăcat în haine împărătești, în costumul tradițional românesc, pe care stau scrise toate tainele universului. Până la 55 de ani, Sorina Pan le descifrase pe toate. Nu-mi vine să cred că vorbesc la căpătâiul isolat. Dar, cu un distich dintr-un vocel pe care l-a cules Constantin Brăvioiu în Gorj și pe care adesea între noi îl spuneam, glumind, îl spun și eu acum. Draga Maichi, după tine îmi pare și rău și bine. Să te iert că vezi din fiule duhovnice, de tot ce ai greșit în viață ca om, cu voie sau fără de voie, acum și pururea și în veci veci. Amen.
Contează foarte mult ce facem noi cu viața noastră, cum ne agățăm viața de Dumnezeu, cât reprezintă El în viața noastră, cât îl pomenim într-o zi. În fond, pomenirea Lui este prezența Lui în viața noastră și uneori vine de-a dreptul.